Companiile din România au intrat vulnerabile în criza COVID. Dacă managerii nu își vor adapta business-urile la standardele europene, riscă să rateze un ajutor european major. Dincolo de planurile guvernamentale, realitatea economică arată că avem prea puține firme pregătite financiar și logistic pentru a absorbi zecile de miliarde de euro puse la dispoziție de către Uniunea Europeană. Slab capitalizate și fără o disciplină financiară coerentă, cu focus pe profitul pe termen scurt și cu capitaluri proprii negative, multe dintre firme, mai ales din zona IMM-urilor, au fost lovite puternic de criză, în condițiile în care șocul s-a resimțit atât pe segmentul cererii, cât și al ofertei. Aceste vulnerabilități, printre care se află și cel mai redus volum de intermediere financiară din UE, vor continua să influențeze dinamica economiei și în acest an. În opinia mea, nu avem foarte multe firme care să investească în proiecte inovatoare, generatoare de investiții și de creare de locuri de muncă care să crească șansele pentru a avea o rată de absorpție foarte bună a fondurilor europene în următorul an. Unele firme românești nu au capacitatea logistică de a atrage fondurile europene, mai ales că în prezent doar 2 din 10 companii sunt bancabile. În 2021, firmele care vor să acceseze fonduri vor trebui să-și restructureze afacerile, să își adapteze business-urile la standardele UE, să își asigure liniile financiare necesare pentru cofinanțarea programelor cu bani europeni. Sperăm că în următorii ani vom vedea mai mulți antreprenori români și mai mulți investitori străini care să poată veni cu proiecte pentru a atrage fonduri europene. Aceasta este cea mai mare nevoie a țării noastre, atât la nivelul instituțiilor publice, cât și la nivelul organizațiilor private. Planul european de redresare și reziliență de 750 de miliarde de euro va dubla fondurile pentru România în perioada 2021-2024. Banii ar trebui absorbiți în următorii 3 ani alături de fondurile din cadrul financiar multianual. După ani în care a înregistrat cel mai scăzut nivel de absorpție dintre țările blocului comunitar, România a ajuns la o rată de absorpție de 39% la finalul anului trecut. În prezent, autoritățile au în derulare peste 9.100 de contracte de finanțare, cu o valoare totală de 36,4 miliarde de euro. Pandemia a dus la scăderea cifrei de afaceri din economie cu aproximativ 70 de miliarde de euro în 2020, iar pe de altă parte a impulsionat restructurarea și modernizarea mediului economic prin digitalizare și dispariția unor companii ineficiente.